Slăviți să fie Domnul! Amin. Textul din seara aceasta ne spune despre întristarea prefăcută în bucurie. A fost o zi de sărbătoare și pentru familia noastră și pentru voi, pentru noi toți. Sărbătoare care o așteptăm toții. Și în ziua de astăzi, în loc să vină bucuria, a venit întristarea pentru familia mea. Ne-am cerut permisiunea 2 minute să vă spun despre lucrarea mare, care o și știți unii. Și cum în ziua de astăzi, soția a avut o înștiințare prin Duhul Sfânt. Și au zis, tu trebuie să îmbrici haina de doliu complet. Și au venit la mine și au zis, pentru cine? Pentru băiat? Pentru mine? Pentru mine nu, că pentru mine, pe mine m-a înștiințat Domnul. Unul din voi. Și am zis, Doamne, tu îngădui steag de doliu în cortul nostru chiar acum? Și am zis, suntem bine, sănătos, nu știam. Și când a fost nu mâine, poimâine, în joia de Paști, la ora 11 s-a întâmplat. Și cum e următoarea zi, cum e mâine, ne-a rugat iară, Domnule, Doamne, nu îngădui steag de doliu. Și Domnul a vorbit din nou. N-am să îngădui steagul de doliu, haina să o îmbraci complexă, numai de jumătate. Și zice, trebuie să trecem, nu știu cum. Și am trecut prin încercarea cea mare care dumneavoastră o știți, ora 11 în joia de Paști, electrocutat la 6.000 și a murit. Și Domnul mi-a arătat viața de dincolo de mormânt, am participat la mormântarea care am văzut-o, mulți de aici știți. Și acum Domnul prefăcut întristarea care a venit peste familia mea în bucurie. Glorie Domnului! Biserica de aici, de pe Albinii, toți împreună, frații care au fost aici, au mijlocit pentru mine înaintea Domnului și Domnul a ascultat rugăciunea. Glorie Domnului! Și Domnul a vorbit din nou prin mesagerii Lui. Trebuie să vă duceți la spital, să vă face ungerea cu un de lemn și Dumnezeu este acela care dă viață. El este acela ieri, așa în veci, El nu s-a schimbat. Mărire Domnului! Dar pentru asta trebuie să credeți voi, nu El, că El e gata, s-a terminat. Și o lucrare mai multă, mai lungă, dumneavoastră știți. S-au rugat toți pentru mine și Dumnezeu, când oamenii au zis, gata, nu mai este salvare, moarte, ei au tras o linie și au zis moarte, nu mai avem cum. Aici se vede maxilarul, eram desfigurat, complet, carbonizat. Nu mai bătea aburul mine, nici nu mai știam eu așa pe ce lume sunt. Numai morfina mă mai ținea. Și în timpul nopții, Dumnezeu s-a prezentat la mine și mi-a făcut transplantul de carne pe față și pe mâini și pe picioare. Și când o vezi medicul dimineața, o zis, nu există așa ceva. De când a făcut Dumnezeu lumea de la întemerea lumii, cât va mai ține veacurile un om să fie ars, aproape complex să se regenereze într-o noapte. Nu s-au auzit niciodată. Și au zis, da, există Dumnezeu cu adevărat, mărire Domnului. Și în următoarea zi, au zis medicul, trebuie să ne facem și noi datoria. E o lucrare mai mult, eu vă spun mai pe scurt. Și au zis, trebuie să-ți facem acum transplantul de piele pe față, pe mâini, pe picioare. Du-te la pocăiță tăi și cheamă pe toți care îi cunosc să vină să vedem care are piele ca și tine și la cei de la electromontaj și... Dacă Dumnezeu se îndură de tine, vei mai trăi, dacă nu, nu. Iar dacă nu vei face transplantul de piele, hotărâi vei muri. Și din nou, Domnul a vorbit, prin Duhul Lui Cel Sfânt, o zămână de om să nu se atingă de el, eu am început lucrarea și voi duce la bun sfârșit. Să vadă toți că noi avem un Dumnezeu care e viu și adevărat, nu-i mort. Aleluia! Când îl chemăm, vine în ajutorul nostru, când strigăm, ne ascultă. Aleluia! Și a zis, nu! Pentru că Domnul meu mi-a promis, care mi-a dat viață până aici, îmi va da continuare. Și o zic, dacă nu hotărât, vei muri. Fără oxigen nu se poate, nu pot transpira, zice, pielea. Și zice, vei muri. În timpul nopții, Domnul s-a prezentat din nou la mine și mi-a făcut transplantul de piele. Și Domnul zice așa, am să-l fac pe deplin sănătos, va rămâne doar un semn pe mâna dreaptă, că lucrarea a fost de la mine, uitați să mai cunoaște de aici. Dați bine, sănătos, am lucrat și lucruri, slavă Domnului. Când Dumnezeu vindecă, vindecă pe deplin, total, glorie Domnului. De aceea vreau să-i mulțumesc. Și acum vreau să cânt o cântare despre călătoria noastră de aici și până în țara promisă.